Check the mic and make sure it sound right, boys. Salutare tuturor, bine ai venit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Suntem în fața unui service auto, unei stații ITP și nu în ultimul rând a unei vopsitorii auto. O vopsitorie auto care nu lucrează cu asigurări, o vopsitorie auto care are colaborare directă cu Raptor România, după cum bine vezi pe peretele clădirii. Urmărește clipul ăsta până la final. Doar așa vei avea parte de un promo code, de o reducere direct pe vlog de la proprietar, care îl vom cunoaște imediat. Și doar dacă urmărești până la final, vei putea descoperi împreună cu mine anumite culori. Un gri fosforescent la întuneric sau o vopsea Raptor care este rezistentă la zgârieturi sau pur și simplu un negru total, așa cum ați văzut prezentarea la noul X6, dacă vă aduceți aminte, aveți o poză pe ecran. Doar așa le putem descoperi împreună. Ele nu sunt apărute de ieri de azi, dar eu unul nu le-am mai văzut, cum probabil sunt și mulți dintre voi. Haideți înăuntru să cunoaștem proprietarul. Bogdan, proprietarul servisului ATP-ului și a vopsitoriei, ne va fi gazdă. Îți mulțumesc pentru invitație, Bogdan. Cu mare drag. Toți urmăritorii mei așteaptă să ne dai cât mai multe detalii despre vopsele Raptor, despre toate vopselele astea speciale, că am înțeles că nu lucrezi cu asigurări. Nu, noi nu lucrăm cu asigurări, tocmai din prisma faptului că intenționăm să facem altceva decât face toată piața. Respectiv, vopsele mai speciale, pas cu pas o să vă explic toate detaliile de care aveți nevoie. Da. Ce e cu vopseaua Raptor? Vopseaua Raptor este o vopsea specială importată din America. Noi avem un parteneriat cu o firmă din Bacău. Aducem această vopsea, noi o aplicăm, încercăm să o facem cât mai profi, astfel încât să avem niște rezultate conform fișelor tehnice prezentate de cei de la Raptor. Am înțeles. Este o vopsea care nu, probabil nu influențează ITP-ul sau RAR-ul? Nu. Toate vopselele sunt autorizate, toate discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Registrul Auto Român, pentru că altfel nu am fi adus un produs pe care omul să și-l aplice pe mașină și ulterior să nu poată să circule efectiv cu mașina sau să fie necesar să o înlocuiască. Raptorul este permis, se trece culoare de bază, la fel ca și la celelalte vopsele de care o să discutăm ulterior. Deci, mai scurt, pentru cei care nu știu și nu au auzit de vopseaua Raptor, din ce văd, avem deja aici în prezentare o mașină, un Passat. Ca și textură e o vopsea zgrumțuroasă, într-un fel sau altul spus. Este necesar să fie așa, pentru că ea ca și element distinctiv față de o vopsea normală, are capacitatea de a rezista la zgârieturi. Se folosește atât pe drumurile publice ca și mașină mică, cât și pentru off-road, cât și pentru mers în pădure și toate alea. Deci în momentul când faci off-road cu o mașină cu vopsea Raptor, nu vei avea niciodată probleme de pus de păianjă, de zgârieturi, de... Nu, ea este rezistentă. Probabil devine mult mai rigidă. Devine rigidă și mai are o capacitate impermeabilitatea. Vopseaua Raptor e super impermeabil, adică nu o să mai apară atât de des rugina, nu o să mai apară atât de des, spre exemplu, tu când circul cu o mașină normal, vopsită normal pe stradă, dacă ți are o piatră, da, o să vezi că majoritatea mașinilor, capota, bara, toate e ciuruită de la pietre sărite de pe drumuri și la noi. Nu se folosește soluții saline, se folosește încă nisipul și sarea. Și atunci nisipul ăla are o granulație mai mare, sare efectiv ți-a lovit mașina. Destruge mașina. În cazul ăsta nu este... Deci în cazul ăsta ai depășit momentele alea grele. Ne-am uitat, Bogdan, de jur împrejurul mașinii. Îmi place cum arată, chiar dacă e un Passat și poate... Bine, asta e o chestie subiectivă. Unii își pun culoarea asta doar pe off-road, alții vor pe o mașină de stradă, pur și simplu. Exact. Ea arată impecabil și ți-am zis, cât despre mașină, fiecare e subiectiv. Unii vor Passat făcut Raptor, alții vor o motocicletă, se poate pune pe orice. Și am văzut foarte interesant că vopseaua asta Raptor ține foarte bine și pe plastic, deci nu e o problemă. Da, totul vopseaua ține foarte bine dacă se respectă perfect procedurile de lucru. Care e exact procedura cap-coadă pentru a vopsi Raptor? Să spunem, e o procedură relativ simplă, dar e la fel ca și la o vopsire normală. Să-ți explic de ce. Tu trebuie să tratezi foarte bine metalul de desubt. Practic, rugina și toate
tot ce înseamnă partea de coroziune începe din interior către exterior. Și atunci, dacă nu se folosesc bine tratamentele, mașina practic va începe să ruginească chiar dacă îi dăm noi Raptor sau Plastic Deep sau orice alt produs premium din direcția asta. Se șlefuiește toată mașina, se curăță tot ce înseamnă rugină, se tratează, se lasă 24 de ore, sunt niște substanțe premium care se folosesc pentru a îndepărta din zona aia definitiv rugina, după care se aplică un filler epoxy pentru partea de metal. Unde este partea de plastic, se folosește un plastic primer, se numește, după care filler și toate celelalte etape. După care se șlefuiește filler, se deschid porii și începem partea de vopsit. Vopsitul Raptor se face cu un pistol special, nu este un pistol de vopsit normal. L-am și văzut aici, cred că am să-l aduc. Deci ăsta e mai exact pistolul despre care vorbea Bogdan, da? Da, pare un pistol de texturat, dar nu este. El practic mai are reglajele de granulație pe care vrei tu să o dai pe mașină. Pentru că sunt unele mașini care au, spre exemplu, clientul dorește o granulație mică, cum în cazul Passatului, da? Unde să nu iasă foarte mult în evidență granulația, dar să-și păstreze culoare mată și toate astea. Și sunt mașinile de off-road unde clienții doresc o granulație mai mare, să fie mai grunjoasă. Deci cumva îl poți face mai zgrunțuros sau mai puțin zgrunțuros? Exact. Și la fel, asta ne ajută foarte mult în procesul tehnologic pentru nivelul de zbură. Iar la final, el se aplică o mână de egalizare. Mâna de egalizare care trebuie să fie dată ca un gaz. Exact cum folosesc vopsitorii gazul în procesul de vopsire normal. Ca să-ți egalizezi, să-ți iasă. O să vezi, sunt mulți. Cei de la Raptor folosesc produsele astea, de exemplu, tu dacă dorești să-ți faci acasă. Dar o să vezi că atunci o să-ți apară niște umbre. Umbrele alea, în timp, practic, se vor vedea, se vede că nu e o treabă profi făcută. Și atunci, de asta trebuie folosit un pistol special de la ei. Ăsta este produs în Italia. Cu ăsta aplicăm Raptor. O întrebare care toți, probabil, ți-ar pune dacă ar veni și ar vrea să vopsească Raptor. Cât durează, în primul rând? Ca și timp de execuție, ca și o vopsire normală. Undeva în 5 zile pe timp de vară, undeva pe timp de iarnă, cam o săptămână. Și ultimul, dar nu cel din urmă, cât costă? Ca și asta costuri în funcție de cât este de mare mașina. Sunt, de exemplu, dacă vine un Suzuki Jimny, ai elemente mult mai mici, foarte puțin vopsea este necesară, acolo costurile sunt undeva un 5.000 de lei să o faci total. Dacă, de exemplu, vine cum a fost Passatul ăsta, unde elementele sunt mari, este necesar o pregătire mai lungă, adică mult mai multe materiale. Un timp de lucru probabil mai îndelungat. Timp de lucru îndelungat, exact. Atunci undeva un 6.500, cam pe acolo. Deci între 5.000 și 6.500 de lei ar fi... Da, mașina e plină toată de rugină și atunci ai mult de lucru la partea de tinichigerie și așa cresc gradual costurile. Clar. E firesc. Clar. Totul practic se măsoară în timp de lucru. Vopseaua Raptor vine transparentă. Se adaugă orice fel de pigment, orice fel de culoare dorește clientul, nu există, deci e o paletă infinită. Absolut orice cod de vopsea pe care îl vezi pe o mașină normală se poate da Raptor fără niciun fel de problem. Deci orice culoare vrei să-ți faci, Raptor... Da, nu te obligă să mergi pe negru, verde sau nu știu ce altă culoare. Am văzut în spatele cameramanului că mi-ai pregătit anumite mostre de culoare pentru ceva mai interesant sau mai puțin, depinde. La fel e o chestie subiectivă. Când vorbești despre culori și vopsitorie, totul este subiectiv. După bunul plac îți faci mașina. Hai să mergem mai departe. Ok, am ajuns la o masă în care mi-ai pus mai multe nuanțe de cameleon. Da. Ce poți să-mi spui despre culoarea asta? Noi am ajuns la... Nuanțele astea de culoare, că nu e doar una. Da, exact. De ce am adus noi culorile astea în România? Ele sunt produse în America, le-am adus în România pentru că am avut un client, avem o motocicletă aici disponibilă. Asta este un proiect finalizat de către noi. Clientul a venit cu o fotografie, exact cum se vede motocicleta asta, și m-a întrebat dacă pot să-i fac așa ceva. Inclusiv jantele le-a vrut culori diferite. Tot, da, exact. L-am rugat să-mi dea o perioadă de timp de o săptămână să mă pot documenta, fiind un proiect nou și nemai făcând astfel de culori. Am căutat pe la toți furnizorii de vopsele, furnizori oficiali vorbim, da? Am găsit la 1200 de dolari litru, cel mai ieftin. Un alt furnizor a zis că mi-l aduce la 5.000 de dolari litru de vopsea cameleon. What? What the fuck? Wow. Și atunci, având în vedere că
piața este liberă și avem acces acum la tot ce înseamnă tehnologie, da, am căutat în state, pentru că ei sunt cei care folosesc în general genul ăsta de culori și, să zicem, mai avantgardiști, mai deschiși către zona asta de nou, am găsit și am reușit să importăm, să ajungem la 1500 de lei litru de vopsea cameleon gata, pregătită în România, oricine având acces la dânsa să o cumpere. Am făcut un parteneriat cu ei, am adus mai multe modele și de acum începem să le promovăm prin diferite pârghii, astfel încât să poată oricine să-și ia la un preț just, dacă are o dorință de o vopsea mai specială, să nu trebuiască să cheltuiască 1200 de dolari litru. Pentru o mașină e necesar undeva un litru jumătate de produs. Deci asta înseamnă că 500 de euro suplimentar față de o vopsea normală, ți-ai făcut mașina cameleon. Exact în momentul în care vorbim, în cuptorul de lângă noi, deja se pregătește o mașină care va fi cameleon, da? Da, va fi. Deci despre procedură este greu să vorbim, pentru că îl vom vedea imediat chiar live, chiar live, exact cum decurge toată treaba. Dar până una alta vreau să te întreb același lucru ca și la vopsea Raptor. Costurile, care sunt? Nu neapărat de motocicletă, vorbesc despre un Passat exact ca ăla, vreau să-l fac tot cameleon. Să nu intrăm în detalii, că ai putea să faci mai multe nuanțe combinate, exact cum se face mașina din cuptor acum. Okay. O culoare cameleon, să zicem că eu aleg acum de paleta de pe masă o singură culoare. Mai exact maroul ăla care îmi place mie, da? Care am zis mai devreme. Deci vreau să vă arăt exact culoarea despre care vorbeam. E un maro care, în funcție de cum bate lumina, îl poți vedea mai auriu, mai maro, mai mov, nu știu, mai mov, da. Roșu. E super interesantă ideea de cum își schimbă culorile. Deci procedura o vedem imediat, dar prețurile. Facem un exercițiu de imaginație. Passatul din spate este al meu. Vreau să-mi faci culoarea asta. Cât m-ar costa? Ca și culoare de bază. Deci plecăm de la pregătit și toți pașii trebuie să respectați. Deci am pus accent și la Raptor, pun accent în continuare. Este foarte important să avem o pregătire perfectă a mașinii înainte de a ajunge la culoarea asta. Deci, dacă, de exemplu, Passatul ăsta, tu dorești să-l faci cameleon, să spunem că ar fi un 6.000 de lei partea de vopsea normală, la care se mai adaugă cei 500 de euro ce discutam pe cameleon. Da. Deci nu este adică e super accesibil să reușești să-ți faci o mașină după cum dorești tu, că vrei cameleon sau că vrei în alt fel, la niște costuri juste, pentru că puterea de cumpărare de la noi nu este aceeași cu cea din America, să spunem. Exact. Sau nici măcar cu cea de la Cluj, suntem în Botoșani. Exact, exact. Deci despre asta e vorba. Nu puteam, degeaba aia duceam, îi făceam motocicleta, îi luam un litru la 5.000 de euro și vopseam motocicleta, iar ca și continuitate pentru mine aia era tot. Acolo se încheia, se termina practic tot cameleonul. Am găsit produsele astea, le-am adus, le-am testat fizic pe metal, adică nu am făcut doar niște bucățele de plastic sau le-am testat, am văzut exact cum se comportă, respectăm exact pașii și ăsta este produsul finit, practic. Mai exact, proiectul finalizat din spatele nostru, care arată incredibil de bine. La fel, o chestie subiectivă cu jantele, dacă cineva le vrea de alte culoare. Proiectul ăsta a fost o provocare și pentru noi, pentru că omul mi-a adus motocicleta, mi-a predat cheia și a spus, ok, o iau cam poza pe care mi-a arătat-o. Deci, motocicleta, aveți și poza pe ecran, dacă vreți să vedeți exact ce și-a dorit clientul. Exact. Și cam asta și a ieșit. Și atunci noi am adus la noi un băiat care se pricepe pe partea de mecanică motociclete, i-am scos roțile, i le-am dejantat, am colaborat. Deci v-ați ocupat în totalitate de proiect cap-coadă. Da, cap-coadă. Da, apropo că mă întrebai de prețuri, pentru urmăritorii tăi, având în vedere că discutăm practic despre un blog, da. Ăsta e domeniul tău, o să aibă o reducere de 10% la tot ceea ce înseamnă vopsit Raptor sau cameleon la noi. Dacă vin și spun că au văzut acest clip, au dat like, subscribe sau toate exact. Alea și atunci... Super tare! Deci dacă ați văzut clipul, cum v-am promis la început, aveți un cod promo. Veniți, spui Angelo Vlog și deja ai un 10% reducere. Exact. Bogdan, ca și proiecte viitoare, deja mi-ai vorbit un pic despre ele și sună destul de promițător, cel puțin eu am rămas șocat. Poate mulți care sunt mai profesioniști, mai vechi în domeniul ăsta, poate știu despre anumite chestii, dar eu ca și amator și mulți dintre urmăritorii mei, am rămas șocat. Am găsit tabla asta care mi-ai prezentat-o mai devreme, exact ca la culorile cameleon, e o tablă pur și simplu de prezentare. Da, exact. Dacă se uită toți la ea, e un gri, zici că nici măcar nu-i vopsesc. Păi da, practic ea a fost un filler
și dat cu niște pigmenți peste, practic orice fel de culoare, adăugând asta o să aibă un efect diferit. Uh-huh. Acum o să te rog să stingi lumina. Uh-huh. Mamă. Deci ăsta va fi următorul nostru proiect. Vrem să facem un Audi A6 care va rezista undeva la 8 ore după ce se încarcă suficient cu lumină. Noaptea, practic, mașina se va vedea luminată complet. Efectiv, deci, dintr-o tablă normală, aplicat ce trebuie, devine fosforescentă, deci, pe timpul nopții. Mindfuck. Este aprobată de către Registrul Auto Român, la fel ca și celelalte, și asta este foarte important. Uh-huh, uh-huh. El, practic, cei de la registru pun culoarea de bază. În cazul nostru e un filler simplu, deci efectiv e de probă, nu am făcut pe alte culori, să spunem. Se poate face pe orice culoare? Da, absolut orice. Adică, de exemplu, dacă eu aș vrea culoarea să fie un verde? Da, faci un verde, aplicăm peste, ai stins lumina și ea devine, practic... Se poate și pe negru? Da. Se poate și pe negru? Super tare. Se poate și pe negru. Deci super tare. Deci e o nebunie curată. Dacă pui pe negru, estompează din efect? Sau? Un pic, da, cu cât culorile sunt mai deschise, cu atât ea iese mai mult în evidență. Deci cu cât culorile sunt mai... Ideal este o culoare deschisă. De asta noi am folosit. Deci e o nebunie curată. E o nebunie curată. Nici nu vreau să-mi imaginez următorul proiect despre care vorbești. Da. Și cu ideea care ai avut-o, da, ajungem imediat și acolo. Am revenit în fața cuptorului unde Jaguarul urmează să fie vopsit cameleon. Da. Mi-ai prezentat licuriciul care va apărea în curând pe străzile din Botoșani. Un neon care va umbla, exact, cu siguranță în următoarele săptămâni. Probabil până voi posta clipul, va fi deja proiectul început sau cel puțin mai bine structurat. Ca și alte proiecte următoare? Următorul proiect pe care îl avem în analiză după ce finalizăm partea asta de neon va fi un Black 3.0. Este o vopsea, practic, care absoarbe 99% din lumină. Deci va deveni, practic, un negru ca o gaură neagră. Nu se vor mai vedea absolut deloc forme, nu se va vedea absolut nimic. La care intenționăm să-i facem o dungă de 5 cm dintr-un capăt în alt, de pe bara de pe față până pe bara pe spate, exact, de-a lungul mașinii, astfel încât, practic, noaptea să se vadă o lumină care levitează, având în vedere că nu se vede mașina, mașina e o gaură neagră, să se vadă doar o simplă lumină care merge în spatele tău. E un proiect pe care intenționăm să-l realizăm cât mai repede posibil. Este cerință, am văzut că și cei de la BMW au făcut un X6 tot Black 3.0. Vrem să-l aducem și să-l facem și în Botoșani. Exact, o idee super tare, cu adevărat inovativ ce găsesc, exact, la tine aici. Ți-am zis, mulți poate deja le știu, dar normal, pentru mine unul și pentru mulți dintre următori, eu unul n-am mai văzut multe din chestiile care mi le-ai prezentat. Vreau să aruncăm o privire în cuptor să vedem cum lucrează băieții la vopseaua cameleon. We'll be right back.
Am pândit un pic pe geam procesul vopsirii Jaguarului în nuanțe cameleon, dar am ajuns și în cuptor. Între cele două mâini și un lac, aș vrea să-mi zici în primul rând, pe scurt, în câteva cuvinte, ce înseamnă un cuptor de vopsit. Văd o grămadă de lumini, văd niște grilaje în partea de jos, văd niște pânză pe partea de sus, totul foarte bine sigilat. Să-mi explici pe scurt ce înseamnă cuptorul de vopsit. Da, cuptorul de vopsit are rolul de a menține o temperatură constantă și o ventilație constantă necesară în procesul de vopsire a autoturismelor, pieselor, etc. Practic, aerul intră prin partea superioară și este absorbit de tot ce înseamnă filtrele de podea. Temperatura în timpul procesului de vopsire e între 20-20 ceva de grade în funcție de fiecare specific al vopselei. După ce se finalizează vopsirea plus lăcuirea mașinii, se trece la partea de coacere. Partea de coacere e practic momentul în care ducem la 60 de grade pentru o anumită perioadă de timp, funcție de fiecare lac specific, fișă tehnică și așa mai departe. Acum am vopsit această mașină Cameleon. Ea practic vine din două nuanțe. Deci, practic, nuanțele cameleon pot fi combinate pentru a ieși mai spectaculos. Exact, exact. În cazul acesteia s-a folosit partea din față, fond verde cu mov și cu un albastru SIDEF, iar partea din spate are ca și bază mai mult partea de albastru decât verde, cum e partea din față. Adică am încercat să facem, să combinăm, să fie relativ apropiate, dar în momentul în care mașina trece, practic se văd mult mai multe nuanțe și dă un aspect mult mai frumos mașinii. Ne putem juca cu cameleonul după cum dorim, astfel încât să iasă un rezultat. Acum mașina este mată, pentru că nu este aplicat lacul, culorile nu sunt atât de pronunțate. După ce vom da lacul, vei vedea o schimbare, vor fi mult mai pronunțate culorile, vor ieși în evidență. Aici avem și foarte multă lumină, din cauza asta predomină movul, pentru că în momentul în care sunt umbre, în momentul în care mașina o scoatem afară și sunt zone unde e mai intens luminată, mai puțin luminată, atunci se văd mult mai bine culorile cameleon. Am înțeles. Îți mulțumesc mult de tot, Bogdan, pentru toate informațiile oferite. Până data viitoare, nu uita să apeși un like clipului în caz că ți-a plăcut. Distribuie unui prieten să vadă și el cum se vopsește o mașină și niște nuanțe interesante. Dacă te interesează vopsitoria, o vei găsi toate detaliile, inclusiv site-ul Raptor, inclusiv site-ul de Facebook a vopsitoriei, așa că nu ezita să le cauți în descriere. Îți mulțumesc, până data viitoare, în fiecare miercuri la ora 6, ne găsim aici pe canal cu subiecte din ce în ce mai interesante. Pa! Check the mic and make sure it sound right, boys.